dreptul consumatorului de a face o sesizare sau o reclamație, o resursă pentru clasa 8-a în cadrul proiectului CRED. Un consumator nemulțumit de calitatea unui produs sau serviciu poate face o reclamație sau o sesizare la ANPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Aceasta este o instituție de control a statului cu atribuții de inspecție și control asupra agenților economici. Are ca obiectiv principal protecția intereselor economice și de siguranță ale consumatorilor. Când poate face consumatorul o sesizare sau o reclamație? Numai după ce a încercat rezolvarea amiabilă a problemei cu agentul economic care a furnizat produsul sau a prestat serviciul. Unde se poate trimite reclamația sau sesizarea? La Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, în funcție de locul în care își desfășoară activitatea, agentul economic reclamat. Reclamația sau sesizarea se realizează în format scris, se poate transmite electronic sau se depune personal. Reclamația sau sesizarea se rezolvă conform prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 27 din 2002 și trebuie să fie însoțită de toate documentele necesare, factură fiscală, bon, certificat de garanție, etc. Activitate în clasă. Redactează o sesizare sau o reclamație către ANPC. Poți accesa site-ul anpc.ro, unde vei găsi un formular pentru reclamații sau sesizări, sau folosește o foaie A4, respectând pașii pentru redactarea unui document de acest tip. Resursă realizată în cadrul proiectului CRED.